un minim de 104 oameni, eu le zic ciolaci și ciocialine, că cei mai mulți nu merită jigniți cu termenul de om. Sunt solid legați de Marcel Ciolacu prin sinecuri, afaceri, nepotisme și alte nenorociri. De ei sunt legate peste 500 de firme, care au câștigat cu mult peste 30 de miliarde în contracte cu statul în ultimii 10 ani. La un profit cam de 20%, cât e regula, asta înseamnă peste 200.000 de salarii medii, adică 2.000 de salarii medii pe Ciolac. 2.000, cât să ajungă pentru 168 de ani pentru un profesor șmecher. Sunteți la Starea Impostorilor cu mine, Valeriu Nicolae. Azi, ultimul episod, unul de concluzii despre Marcel Vâslă Ciolacu, cel mai tare dintre foștii parteneri ai teroristului Haysam, dintre cei care nu au făcut pușcării. Ultimul episod, căci nu are nimeni răbdare pentru vreo 20 de episoade cât ar fi necesare pentru a descrie realizările și miracolele din viața celui mai neturnător la miliție, mai nebișnițar, mai neimpostor academic, mai neprieten cu pușcăriași și mai erou cu rol determinat la Revoluțiunea de la Buzău dintre patrioții nației. Profil de prim-ministru, adică că doar am nebunit cu toți. Concluzia clară după cercetarea asta este că Nea Marcel e un futurolog de țărișoară senzațional. Mânca l-ar puși norocul de cinstit, așa cum mi-au mâncat mie creierii rețelele de mafio, magnifici am vrut să zic, din jurul lui. Nu vă gândiți la prostii, că doar futurolog e despre cititul viitorului, nu altceva. Și Marcelică știe să citească viitor mai ceva ca toate doamnele Omida, căci a promovat tot felul de aparent agramați, hoțomani, prostăvani și ticăloși de la Buzău în funcții cheie, unde au dovedit că sunt geniali. Plus rude că doar nu este un monstru să nu aibă grijă de familie. Să vă dau un exemplu de ciolăcuț, gradul cel mai mic dintre ciolaci și ciolacii. Art Elnival Serele este deținută de Manolache Valentin, om care este și el în conducerea PSD Buzău. Lucrează la piețe Târgu Șoboare, la primărie, cum ești normal. Nevasta la o firmă deținută de soț, care firesc are contracte cu primăriile PSD din Buzău. De când a devenit consilier județean din 2020, firma care în 2017 avea încasă de 20 de lei, în 2018 de 120 de lei și în 2019 de 615 lei, are acum contracte doar cu statul de minim 100 de ori mai mult. Da, bre, de 100 de ori mai mult de când este ciolăcuț la PSD. CV-ul ciolacului ăsta pare un banc. Omul a fost agent de poliție din 2004, dar a terminat școala de poliție în 2013. A terminat și el ca și șeful lui Marcelică, celebra Biotera la București și școala de gabăr la Câmpina, în timp ce era agent de poliție locală la Buzău. Deși el e bâtă-bâtă la engleză, are specializarea lobăi în culților și nepoliglotilor. Marcel, cum spuneam, este și el un absolvent de o bombă academică târziu în viața lui neprihănită. La 28 de ani, nu avea cum să-și ia licența când scrie că și-a luat-o, dar mitomania este la fel de legată de Marcel precum sunt banii de la stat de buzunarele ciolacilor. Despre CV-ul lui mizerabil, cariera super dubioasă și afacerile înfiorătoare, vedeți episoadele anterioare. Ce este totuși remarcabil este numărul și eficiența rețelelor de ciolaci în a se îmbogăți de la stat. Mai țineți minte când Costinel de la 4 ținea de 6 când furași cireșele lui tanti Ghilerdea? Avea schema voastră mișto, cu semnal, cu fluierat, închis poarta grădinii de un al treilea, un al patrulea inventantul scenariu ca să o întârziați pe Dihani. Prada se împărțea și toată lumea era super mulțumită. Sau și mai și, când tanti Condoiu făcea rost de pijamale de finet prin cumnatul Costel, fratele lui Gigilica, micul Panfilicăi, care avea o vecină, care avea un frate, Moșu, care era pe felie cu unii de la fabrică? Ei bine, rețelele erau pistoale cu apă. O să vă dau două exemple, una cu rețeaua ciolacilor liberali și alta cu acelor legați de o firmă a primăriei Buzău.
O bună parte din oamenii legați prin firme, rude sau sinecuri de Marcel Ciolacu au fost mari șefi la PNL, în perioada în care PNL-ul era chipurile adversarul de moarte al PSD-ului. Șeful filialei locale a PNL, trezorierul PNL, candidatul la primărie al PNL-ului, consilier județean PNL, nevasta fostului deputat PNL, au fost parteneri de afaceri, de asociație sau colegi de sinecuri cu Marcel Ciolacu. Sunt cel puțin 11 foși și actuali liberali în mod direct legați de Marcel Ciolacu. În iunie 2004, Ionel Tescaru era mare lider liberal. Era candidatul PNL-ului la primăria Buzău. Ionel Tescaru a făcut incredibil de mulți bani în sinecuri la stat în ultimii 20 de ani și acum este președinte la Autoritatea Națională de Reclementare pentru Servicii Comunitare și de Unități Publice, pus acolo de Marcel. Plătim pentru el peste 6.100 de euro pe lună, fără șpagă, că omul e un cinstit. Protejata domnului Tescaru a trecut de la un salariu de 833 de lei la unul de peste 25.000 de lei, mult mai mult decât președintele țării, deși are zero calificări sau experiență care să justifice numirea într-o sinecură foarte bănoasă la firma statului, Compet, căpușată de toți partidile. În 2006, Tescaru devine partener de afaceri al domnului Doloiu Gheorghe și al lui Marcel Ciolacu în firma DNG Industries SRL. Domnul Doloiu este un om de afaceri foarte controversat și numit de presa locală din Buzău regele retrocedărilor. De remarcat că Marcel Ciolacu a fost membru al Consiliului de Administrație al Autorității pentru Privatizare în regiunea de Sud-Est, o slujbă care nu apare niciunul dintre CV-urile sale oficiale. Fata domnului Doloiu, partenerul de afaceri al lui Ciolacu, se va căsători în 2011 cu deputatul PSD de Buzău, Adrian Mocanu, fiul senatorului PSD, Victor Mocanu, căci debutăția la PSD se transmite ca un fel de boală venerică. La nunta lui Mocanu, Marian Vanghelie a venit cu un elicopter. Adrian Mocanu a trecut la PMP și apoi la liberalii de tip securicist. Naș l-a fost primarul PSD-ist al Buzăului, cel care câțiva ani mai târziu a fost condamnat la 3 ani pentru corupție și implicat în scandalul de prostituție filmat la Rind Grand Hotel, deținut de PSD-istul Robert Spice Negoiță. Surse din PSD susțin că domnul Marcel Ciolacu a jucat un rol important în eliminarea primarului Boșcodeală. În ultima vreme, domnul Ciolacu este văzut foarte des în preajma unei foste Miss Buzău, că doar e barosan acum și nevasta e departe. Docuz Sorina este numele donșoarei care a fost căsătorită cu domnul Negoiță, că tot vorbeam de cum se transmit lucrurile în PSD. Familia Sorinei, Docuz Mărioara și Docuz Dumitru, au avut o serie de afaceri, majoritatea lor, care au dat în gard. În portofoliu familiei Docuz sunt două firme pe care există rulaj. Una în care Sorina este acționară, care bubuie, DCZ Shop, și una înregistrată la Rin Hotel, deținut de fostul soț. După divorțul de Negoiță, firma a fost în cap. De când Sorina este favorita domnului Ciolacu, firma a reînviat, trecând de pe negativ pe profituri semnificative. O firmă a prietenei Sorinei Docuz, Roxana Ilie, și a ciolacină, fotomodelaică și iubitoare de bărbați puternici, foarte bogați și nemafioți, a bubuit și ea de contracte cu PSD-ul. Încrengăturile dintre firmele la care PSD-ul plătea bani pentru campaniile de spălare la televiziuni, fotomodele legate de liniuță Robert Negoiță, cel care a apărut în dosarul sex cu fotomodele, sinecuri la tot felul de firme de stat pentru sora și cunoștințele Sorinei, sunt publice. Despre ele, cât și legăturile cu RomGaz, compania aia atât de iubită de tot felul de forseriși, s-a tot scris. Dar să revenim la Doloiu. Doloiu a fost implicat în scandalul cu o mită enormă, 500.000 de euro pentru 15 hectare de teren de la Buzău, care a dus la demiterea lui Cristian David de la PNL. Implicat cu el a fost și liderul liberal de la Buzău, Cristinel Băgiu, fost senator PNL și șeful Consiliului Județean Buzău, condamnat la 5 ani și 2 luni pentru corupție.
În dosar mai apare un primar pușcăriaș, Adrian Nadin, condamnat la 5 ani și 10 luni și erou principal în alte multe dosare. Mladin a făcut pușcărie pentru mită dată pentru terenuri și este fostul primar penelist de la Jilava. Este de asemenea turnătorul fostului președinte al Consiliului Județean de la Buzău și cel care în mod indirect a făcut posibilă numirea lui Neagu Petre Emanuel ca șef la Consiliul Județean din partea PSD în 2015. Nu uitați numele ăsta. Și uite așa ce am prins eu din cartea aia cu proverbe și zicători din care m-a obligat maică-mea să citesc ca să înțeleg lumea. Pare fundamentul filozofiei. O mână spală pe alta, tăcerea e de aur, fă-te frate cu dracu până treci puntea, zi-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și cum mai era? Faptele penale care nu se vă se uită, n-ai carte, n-ai nevoie, cine fură azi un incompetent să se ducă dreacul la facultatea de furat a ciolacilor sau la futurologie. Media pe țară a celor care lucrează la stat este de 22%. 17 oameni sunt în conducerea PSD Buzău. 15 lucrează la stat, adică 88,3%, de 400 de ori mai mult decât media la nivel național. Nu e tot. 14 din cei 17 sunt căsătoriți. 13 din 14 soți și soții lucrează tot la stat în posturi cheie pentru banul public, adică 92,3%. Dintre cei doi care sunt în privat, unul lucrează pentru niște băieți cu super noroc la contracte cu statul și mari contribuitori financiar la campaniile PSD. Iar doamna lucrează în domeniul controlat de nepotul șefului PSD, Marcel Ciolacu. Nu suntem un stat capturat, doar coincidențe nefericite și răutăți, cum ar zice domnul Marcel. În CV-urile acestora există o incidență foarte mare a absolvenților de cursuri la Biotera, de unde Marcel Ciolacu are două diplome, și Universitatea Valahia de la Târgoviște, universitate unde și-au obținut doctoratele mai mulți impostori și unde șeful catedrei doctorale este cel mai longeviv șef de serviciu secret cu un CV absolut halucinant, despre care am făcut episodul trecut la starea impostorilor. Dar hai cu încă un exemplu mai tipic de rețea de ciolaci. Mecan Construct este firma care a primit cu dedicație un contract de la Urbiserv în timp ce Marcel Ciolacu era director executiv în 2007. Firma era controlată de vicepreședintele PSD Buzău și consilier județean Dobrică Dumitru. Camera de conturi Buzău a descoperit în 2009 încălcări grave ale legislației și o supraevaluare a prețurilor de peste 1 milion de euro. Cei care au semnat actele și au permis plățile supraevaluate către firma lui Dobrică au fost Marcel Ciolacu, Lazar Maria, soția președintelui PSD al municipiului Buzău, Sorin Lazar, și fostul președinte al PNL, Neagu Petre Emanuel, cel care a devenit director executiv al Urbis după Marcel Ciolacu. Lazar Maria este și acum directoare la firma care distribuie banii publici ai primăriei și ai Consiliului Județean Buzău. Soțul ei a fost implicat într-o afacere care are 835 de contracte cu bani publici, a fost deputat de Buzău și numit cu 00 expertiză juridică, consilier la Curtea de Conturi pe foarte mulți bani. Neagu Petre Emanuel este acum președintele Consiliului Județean Buzău, cel care a vândut un teren cu 800.000 de euro în timp ce era la PNL. A vândut terenul uneia dintre mafioții PNL-ului, care era samsar de pământuri și primar la Jilava. Soția lui este, cum vă așteptați, inspectoare la Consiliul Județean Buzău. Fiica domnului Dobrică a ajuns și ea deputată PSD de Buzău, după ce a fost pusă într-o sinecură de domnul Zgonea, care a fost foarte aproape de pușcărie pentru numirea ei. Și despre ea mai scris în Libertatea. O minune. Zgonea a fost răsplătit de Marcel Ciolacu cu un post de peste 9.000 de euro pe lună la Ancom, imediat după achitare, deși în mod evident Zgonea a fost vinovat. Ancom, locul ăla unde și-a creat o super rețea domnul Grindeanu, a cărei soție este parteneră de afaceri cu nepotul lui Ciolacu. Domnul Dobrică a avut numai în ultimii ani contracte de peste 40 de milioane de euro cu statul, în principal cu Consiliul Județean Buzău.
Dobrică mai apare într-o firmă unde partener cu Anagnastopol Zizi, condamnat pentru 3 ani și 6 luni în dosarul devalizării Petrom Service, în care a fost condamnat și Sorin Vântu, partenerul de afaceri cu domnul Gușe, fost secretar general al PSD, și cu fostul pușcăriaș Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, una din televiziunile care îl promovează agresiv pe Marcel Ciolacu. Alt partener al acestuia este Marcu Bănică, cel care are firma Romoil 2003, o firmă cu peste 623 de milioane în contracte cu statul. Cele mai profitabile contracte au fost, firesc, cu Consiliul Județean Buzău și cu OMV Petrom. Nepotul lui Ciolacu deține 2 benzinării OMV Petrom în Buzău. La firma Romoil lucrează și Alexandru Emanuel, soțul doamnei Alexandru Ecaterina Raluca, una dintre protejatele fermecătoare ale domnului Ciolacu. Ciolacina Raluca are și ea un CV șocant, căci după un an de consilier juridic și apoi avocat la biroul de avocatură, unde a reprezentat multe primării PSD, în august 2017 se întâmplă o minune. După ce câștigă concursul de funcționare la compartimentul de control al Consiliului Județean Buzău, bineînțeles, după numai o lună, este promovată într-o poziție extrem de importantă pentru interesele afacerilor unor asociați ai domnului Ciolacu și ale afacerii nepotului domniei sale. Ajunge la 35 de ani președinte la Casa de Asigurări de Sănătate. Apoi, brusc, în Secretariatul General al Guvernului, în iulie 2019, când Ciolacu era unul dintre cei mai puternici oameni din PSD, și asta în ciuda faptului că presa locală spune că anterior femeia a avut un concediu medical prelungit la psihiatrie. Pleacă la o lună după venirea guvernului Orban și devine unul dintre ajuncții avocatului poporului. Acum a fost numită secretar general la prefectura județului Buzău. Cazurile de mai sus nu sunt deloc extraordinare, ci tipice rețelelor din jurul lui Marcel Ciolacu. Într-un stat normal, Marcel Ciolacu ar fi fost cel mult un interlop mediocru care ar tremura de frica pușcăriei. Dar nu, nu. Este cel mai important om din PSD și va fi probabil premierul României. Țară normală, cum s-ar zice. Aia lucrului bine făcut. Ar trebui să schimbăm denumirea țării în Ciolacia Ninonino, că doar Viorica și Câțu au fost și ei premieri.